Cosenia a ajuns pe scenă și în cele 10 minute pe care le-am împreună cu voi, aș vrea să vă vorbesc despre leadership, dar leadership luat puțin mai clar, mai simplu. Și când vine vorba de hrănit, vorbim de hrănit interiorul, în special interiorul, referindu-ne la copilul din noi. Așa că o să vă arăt 5 pași prin care fiecare dintre voi puteți să-i faceți începând din această seară, să vă dați seama cum sunteți ca și lideri, unde vă plasați în fața oamenilor ca și lideri și cum puteți să ajungeți, astfel încât leadership-ul pe care voi îl faceți, să ajungă acolo unde vă doriți. Așadar, ca să vă pot prezenta cei 5 pași, aș vrea să ajungem la un punct comun, și anume, cu toții suntem lideri. Cu toții suntem lideri la un nivel mai mic, față de un copil, față de un coleg, la un nivel mai mare, poate directorul unei corporații, un manager al unui proiect social și așa mai departe. Dar cu toții suntem lideri, inclusiv în momentul în care te urci într-un taxi, tu trebuie să-i spui șoferului, uite unde vreau să ajung. După care, când vine vorba de leadership, cel mai important aspect este comunicarea. Câți dintre voi ați acuzat o persoană că nu a înțeles ce a spus către el? Vreau să vă spun că ține de voi să comunicați pe limba celui care vă ascultă. Dacă sunteți lideri, și acum ați aflat că toți sunteți lideri de aici, e de datoria voastră să citiți, să vă educați, să ajungeți să vorbiți exact pe limba celui care o să vă urmeze. Pentru că altfel ajungi să fii trimis de mama să duci gunoi și tu duci altceva. Bun. Așadar, primul pas pe care toți îl facem este să existăm. Mai exact, trebuie să fii pus într-o postură de lider. Exact cum Ovidiu m-a pus aici pe scenă, eu am microfonul, eu sunt liderul. Dar, ca prim nivel, posibil să o dai în bară. Nu e așa că avem oameni care literalmente nu le suportăm fața? Hai? Fața mea standard inspiră aroganță? Așa că pentru unii dintre voi, posibil să nu mă băgați în seamă. Informațiile pe care o să le livrez acum nu o să ajungă la voi și nu o să puteți să le aplicați mai departe. Dar e primul nivel, nivelul standard, toți ne-am născut și comunicăm cu oamenii. Al doilea nivel se referă la relaționare. Și exact cum am intrat pe scenă și am spus că a ajuns cu Foșenie aici, v-am făcut să râdeți, Ovidiu v-a făcut să râdeți referitor la mine, e de datoria ta să te faci plăcut, autentic, față de persoana de lângă tine. Nimeni nu o să facă ce zici tu dacă nu-i place de fața ta și dacă ție nu ți-a păsat vreodată de unde e măcar. Părinții ce fac? Are iubită, n-are iubită? No, cum ești cu proiectul ăla? Dar să o faci într-un mod autentic. Chiar să-ți pese de persoana aceea, pentru că nu le plac mascaradele. Probabil ați văzut unele persoane pe care le catalogăm, bă, ce fățarnic ăsta. Mi-e prieten acum în ședință, după care pur și simplu nu mai pasă de mine. Ei bine, rezultatele lucrului în echipă, dacă ești la nivelul 2, sunt posibil mult mai bune decât dacă ai exista, pur și simplu ca o plantă în acest ecosistem de leadership. Al treilea nivel este nivelul rezultatelor. Câți dintre voi aveți prieteni care pur și simplu nu sunt buni la a asambla lucruri, dacă faci o comandă de la IKEA, te cheamă el pe tine. Și cumva tot el zice și cum să faci, sau un prieten poate, sau o cunoștință care te învață ea cum să gătești, dar ea nu a gătit niciodată. Nu? Ei bine, nu vrem să ajungem acolo și dacă toți suntem lideri, ar fi bine să avem expertiză și niște rezultate. Degeaba vrei să conduci o echipă de arhitecți dacă n-ai pus mâna vreodată pe un metru, dacă nu ai construit ceva în viața ta, nimeni nu o să te urmeze. O să fii băiatul la drăguț, fain, îmi place de el, dar lasă-ne pe noi să ne facem treaba. Ok? Următorul nivel este mai subtil, pentru că cu toții putem să fim buni la un lucru, dar cel mai frumos lucru în viață este să lucrezi alături de oameni. Și o să ajungem unii dintre noi să avem copii și va trebui noi să învățăm copiii aceia unele lucruri, cum se meargă, cum se comportă în societate. Ei bine, și în leadership trebuie să învățăm oamenii cum să facă, pentru că avem experiență.
Dar și mai frumos este să te gândești că acei copii o să învețe la rândul lor copiilor cum să facă acele lucruri. De aceea, atunci când mergem la bunici sau mergem la o conferință unde e un om pe care nu l-am cunoscut niciodată, dar taci, asculți, cu inima deschisă, ai încredere în el cum să spună ceea ce e bine, are efect. Pentru că el a dezvoltat mai mulți oameni de-a rândul lui. Așa că nivelul 4 este nivelul care o să vă invit să-l aplicați din această seară. Pentru că cei 5 pași pe care o să vi-i prezint, și mai este doar unul, ar fi frumos să știe toată lumea. Sunt foarte simpli și ar fi frumos să învățați și voi mai departe în lumea să nașteți lideri. Așa că nu țineți doar pentru voi informațiile. Ultimul nivel, bonus. Bonus pentru că este lucru pe care multă lume îl cere și puțină lume îl oferă acele persoane. Se referă la respect. Ați fost rugat de cineva sau s-a plâns cineva, bă, de ce nu-mi oferi respect? Nu? Și evident, bă, ești la nivelul 1, dar nu-mi place de fața ta. Sau îmi place de fața ta, dar nu mai ai nicio experiență aici, nu te pot respecta. Sau tu n-ai învățat pe nimeni nimic, ai ținut totul pentru tine. John Maxwell, autorii de cărți importante, profesorii care au învățat la rândul lor oameni ce să facă sau instructorii de dansă. Nu e nici nevoie să fie plăcuți. Nu e nevoie neapărat să le știți rezultatele. Automat știți că i-au transformat lumea. Acum, treaba e foarte simplă. Trebuie să existați, să vă placă autentic de oameni și să vă interesați de ei. Trebuie să aveți experiență în acel domeniu în care voi urmează să fiți lider, fie că e vorba în familie, în relație, într-o companie. O să dezvoltați oameni care la rândul lor o să învețe și alți oameni ce să facă și o să fiți respectați. Dar jocul acesta e un ping-pong. Dacă în pauză o să fac o glumă stupidă față de cineva, automat eu nu o să mai fiu lider pentru el. Pentru că leadership-ul nu e un lucru care tu ți-l afirm. Eu nu pot să spun că sunt lider. Pentru unii dintre voi, sunt doar o persoană pe care vi l-ai introdus-o ca și cu fășenie. Și atât. Pentru alții care au interacționat cu mine, poate le place de mine. Poate au văzut că am cafenele și așa mai departe. Și altfel mă privește, altfel o primește informații de la mine. Așa că vă invit să vă dați seama în interacțiunea voastră cu prietenii, colegii, familia, la ce nivel vă aflați. Și să nu uitați că depinde doar de voi să ajungeți mai departe. Ca și lider, nu puteți da vina pe nimeni. Sunteți literalmente responsabili pentru viața pe care o aveți, de salariul pe care îl aveți, de locul în care sunteți, de hainele care sunteți îmbrăcați, pentru că liderii sunt cei care fac ca lucrurile să se întâmple. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Știu că sunt sesit, unii nu mă suportă și ok, o să încerc să mă fac lucru și, lor. Așa că vă invit la final evenimentului să interacționați, să vedeți la ce nivel sunteți cu fiecare și poate o să încercați să ajungeți din ce în ce mai sus, să aveți relații fructuoase și o viață foarte faină. Vă mulțumesc tare mult!